Asta. După o săptămână în care soarele a fost extrem de generos, e rândul ploilor să se manifeste. Din blândă și caldă, vremea devine de azi instabilă. În special în vestul, nordul, centrul țării și la munte vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Nici vântul nu va sta cu minte. Va bate destul de puternic în a doua parte a zilei, atât în sudul cât și în sud-estul țării. Vorbim acum despre partea de nord-vest a țării, unde vremea va fi instabilă și ploioasă. După cum vedem, sunt așteptate precipitații atât în Satu Mare cât și în Baia Mare, cu o temperatură maximă ce nu va depăși 18 grade și 19 grade. În Crișana, situația asemănătoare și aici temperaturile au scăzut considerabil. Sunt așteptate ploi, descărcări electrice, avem 19 grade atât în Arad cât și în Oradea. Nici bănățenii nu se pot lăuda cu o vreme foarte bună astăzi. Ploile s-au extins până în Banat, după cum vedem, tunete și fulgere în Timișoara, 19 grade în Reșița, 20 în Timișoara. Haideți să vedem cum va fi vremea în Oltenia. După spusele meteorologilor, atât după amiaza cât și seara, sunt așteptate precipitații. Avem ceva raze de soare atât în Târgu Jiu cât și în Râmnicu Vâlcea, cu 22 de grade, temperaturi normale în Oltenia, după cum vedem, și 24 de grade în Drobeta, Turnul Severin. În Transilvania, vreme ploioasă pe tot teritoriul, închisă, mohorâtă, temperaturile sunt însă bune. Avem în Cluj 20 de grade, 23 de grade vor fi astăzi în Brașov. În Moldova, vremea va fi destul de variată. În nordul teritoriului va ploua, cerul va fi mai mult înnorat. În centrul teritoriului avem și ceva raze de soare, iar în sud vremea va fi foarte bună, cu o temperatură de 24 de grade, atât în Focșani cât și în Galați. Trebuie să vorbim despre ceva precipitații și în Dobrogea. După cum vedem, va ploua în Constanța, vântul va sufla un pic mai puternic în Tulcea. Temperaturile sunt următoarele, avem 24 de grade în Constanța, 25 în Tulcea. Vorbim acum despre o vreme foarte bună în Muntenia, în comparație cu restul țării. După cum vedem, nu va ploua, însă după spusele meteorologilor, atât după amiaza cât și seara, vor fi înnorări. Avem 24 de grade în Târgoviște, 28, o temperatură bună în Giurgiu. În capitală de dimineață se înregistrau 15 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 27 de grade. Astăzi încă ne putem bucura de razele soarelui, însă de mâine vremea se va răci considerabil, iar maxima zilei nu va depăși 17 grade. Cu toate astea, eu vă doresc un început de